Ne apropiem de trecerea la ora de iarnă 2023. Sistemul orei de iarnă și de vară încă în vigoare presupune o ajustare cu o oră a ceasurilor în fiecare primăvară și toamnă. Ora de iarnă este considerată însă ora standard. Introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a soarelui și a fost extrem de avantajoasă pentru cei care lucrau pe vremuri în agricultură. La ora de vară, ceasul se dă înainte cu o oră, adică ora 3 devine ora 4, în timp ce la ora de iarnă, operațiunea este inversă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră și ora 4 devine ora 3. Trecerea la ora de iarnă 2023 se va face în ultimul weekend din octombrie, adică în noaptea de 28 spre 29 octombrie, când ora 4 va deveni ora 3. Este noaptea în care se spune dormim mai mult, ziua de 28 octombrie fiind cea mai lungă din an, pentru că practic are 25 de ore. Comisia Europeană a propus să se renunțe la schimbarea orei. În 2001, Uniunea Europeană a adoptat reglementări prin care să uniformizeze datele, până atunci diferite, la care țările membre schimbau ora. Astfel, s-a decis ca toate statele membre să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie și la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie. Din 2018 a început să se discute însă la nivel european despre renunțarea la schimbarea orei, care are și unele efecte neplăcute. Presupune o schimbare în rutina zilnică, iar pe unii oameni îi afectează inclusiv pe planul sănătății. Propunerea de renunțare la schimbarea orei ar fi trebuit să intre în vigoare încă din 2019, dar unele țări europene s-au opus, așa că termenul a fost amânat.